Ne place eco, românii consumă din ce în ce mai mult produse sănătoase, chiar dacă îi costă mai mult. Anul trecut, numărul producătorilor și comercianților de produse eco s-a triplat, mai ales că sunt ajutați modest și de stat. La ferma lui Neamărincele, 100 de găini sunt cât se poate de relaxate. Mănâncă bine, fac plimbări lungi pe mai bine de o jumătate de hectar de curte și dau ouă de cea mai bună calitate. Prețul este pe măsură, dublu decât al celor din hipermarket. Neamărin le dă cu un leu bucata, pentru că sunt sănătoase. Dacă gustăm un ou de la găinele crescute în acest mod, în acest sistem, are altă culoare, are o culoare portocalie, este mult mai gustos și mult mai bogat în nutrienți. Ca Neamărin sunt tot mai mulți în România. Numărul producătorilor și al comercianților de produse ecologice a crescut în ultimul an de la 3.800 la 10.000. Poate și pentru că anul trecut a fost primul în care statul le-a acordat subvenții, de la 1.000 la 6.000 de euro. Asistăm la o creștere de 25-30%, o creștere datorată în primul rând dezvoltării fermelor, transformării fermelor de subzistență tradiționale. Creșterea se simte și în buzunarul comercianților. 80 de milioane de euro au cheltuit românii pe alimente sănătoase anul trecut. Magazinele bio s-au înmulțit ca ciupercile după ploaie și abia fac față cererilor. În fiecare zi noi primim de două ori pe săptămână, dar nu reușim să facem față. Magazinele au clienților fideli care vin și cumpără de la alimente la detergenți și cosmetice. Este foarte bune, sunt sănătoase în primul rând, dar nu au elemente să chimice, ca să spunem așa. Cred că sunt mai naturale și în primul rând că sunt naturale, evident, și datorită faptului că țin la sănătatea mea. Și în acest an, specialiștii se așteaptă la creșteri de 20-25% atât la nivelul consumului cât și al producției. Cred că în 2012 România va părăsi locul de codaș al consumului sănătos de la nivel european.